STPT anunță faptul că lucrările la magistrala de pe DN 1000 se prelungesc până în data de 11 august, ora 24. Lucrările se află în desfășurare pe strada Câmpului, tronsonul cuprins între strada Căprioarei și strada Rudolf Walter. Stațiile suspendate pe perioada lucrărilor sunt Căprioarei, Levănțica, Apateu Azur, Plastic Form, Albăstrelelor și Demetrescu. De asemenea, noul traseu pentru tur este strada Tata Oancea, strada Albăstrelelor, strada Canal Bega, strada Rudolf Walter și revenire pe traseul normal. De asemenea, Societatea de Transport Public Timișoara își cere scuze cetățenilor pentru eventualele inconveniente.